Din păcate am văzut că ai avut și o opoziție din partea fanilor, mai ales după meciul cu Cluj, cei din Peluza Sud 97 au avut așa o izbucnire. Ai simțit că n-ai avut și susținerea galeriei, care contează mai ales la un club cum e Craiova, unde e presiune întotdeauna, suporterii sunt mega pretențioși? Cei din galerie îi cunosc foarte bine, îi cunosc pe fiecare în parte. Nu asta este problema. Problema e că atâta timp cât nu sunt rezultate, poate să vină și capelul la Craiova, tot problemele acestea le are. Eu îi înțeleg, le sunt de partea lor pentru că au trăit momente dificile în ultimii ani prin dezafiliere, prin începerea activității la nivel de județi. Iar etapă cu etapă au ajuns la acest nivel și își doresc în cea mai scurtă perioadă să revină pe prima scenă. Este normal. Și eu dacă aș fi în locul lor, aș fi activ, pentru că ăsta e rolul suporterului și mă bucură că există activitate și viață în partea aceasta a fotbalului. Cum vezi lupta pentru promovare? Începe astăzi play-off-ul, Craiova are meci chiar astăzi în deplasare cu Mioveni. A fost o bătălie acerbă pentru locurile alea, s-au luptat 10-11 echipe. Ce șanse crezi tu că are Craiova? Sunt toate echipele, cele 6 echipe de acolo din play-off în interval de 2 puncte. Eu zic că șanse au toate, pentru că dacă mergem pe 2-3 etape, poate ar avea una, două șanse, dar uitându-ne în istoric, după 19 partide, să fii la diferența aceasta mică de puncte înseamnă că diferența o face o execuție, poate o inspirație a unui jucător, poate o greșeală individuală pe apărare, poate un arbitru. N-a fost o echipă care să domine competiția și să avem garanția că va promova. Toate au șanse, ai dreptate, ai foarte mare dreptate, dar la nivel de lot, cât de solid ți se pare lotul Craiovei în momentul de față, mai ales după venirea? Ce pot să spun este faptul că are un lot numeric echilibrat ca și valoare, dar ei trebuie să gestioneze momentele și să se ia partidă cu partidă pentru a avea, eu știu, șansă în plus față de celelalte participante în competiție. O întrebare mai am despre Craiova. Cu familia Mititelu, în ce relație ai rămas după această despărțire rapidă de echipă? Eu cu familia Mititelu am avut și voi avea tot timpul o relație bună din punctul meu de vedere. Cu Adrian tot timpul am discutat și nu am probleme cu el, cu Adiță nici atât. Da. Uitându-te înapoi, regret că ai venit în România pentru a o prelua pe FCU? Uitându-mă înapoi, este cea mai proastă perioada mea ca și participant în fotbal. Uh-huh. Nu mă așteptam într-o perioadă atât de scurtă să am rezultate și, eu știu, evoluții care nu m-au ajutat cât mi-aș fi dorit eu și cât și-ar fi dorit fiecare susținător al echipei FCU. Regret puțin, nu în totalitate, regret că am făcut niște greșeli mici, dar care m-au costat.